Secundă, o manevră bruscă și un parapet rupt au schimbat totul, au lăsat-o fără o mână și fără toate visurile. În exclusivitate pentru Observator, Georgiana și-a deschis sufletul pentru prima dată de la întâmplarea care a condamnat-o la o suferință care nu are vindecare. Și-a pierdut brațul într-un accident în care principala vină, crede tânăra, o poartă Compania Națională de Drumuri. Știe că nimic nu-i mai poate reda viața dinainte, dar vrea dreptate și despăgubiri de 1 milion de euro. În momentul în care a venit o doamnă asistentă să mă panseze, atunci am văzut că brațul meu lipsea. Bineînțeles, am avut un șoc, am început să plâng, să... A fost greu, foarte greu. Prietenul meu mi-a luat brațul fiind smuls. Georgiana și prietenul ei plecaseră într-o scurtă vacanță la munte. Era a doua zi de Crăciun, acum 7 ani. La 34 de kilometri de Brașov, călătoria s-a oprit într-un parapet. Parapetul a intrat în partea dreaptă, mi-a smuls mie mâna, a intrat prin scaun și s-a înfipt în pragul din partea stângă sus. Iubitul Georgianei a tras brusc de volan pentru a evita mașina care intrase pe contrasens. A lovit însă de parapetul care era deja rupt. Acesta a perforat portiera din dreapta față și a rănit-o grav pe tânără. Toate visele, toate speranțele, toate planurile s-au risipit în acel moment negru. Georgiana a stat zile în șir imobilizată pe patul de spital. Nimeni nu și-a făcut curaj să-i spună că mâna ei nu i-a morțit așa cum credea, ci că nu o mai are deloc. Pentru că lumea se uită, copiii, mai ales pentru că un copil nu înțelege, mai ales la început, nu ieșeam deloc din casă. Mi-a fost foarte, foarte greu. Părinții, prietenii și medicii au stat alături în luptă. Colegii de liceu au ajutat-o să-și accepte handicapul. Și au început colegii mei să-mi facă o proteză. Din și de când am făcut proteza aia, am început. Hai să ies, hai suport. Toți banii din lume nu valorează cât mâna ei dreaptă. Georgiana știe asta, dar mai știe și că nu va mai fi ca ceilalți oameni niciodată. Handicapul fizic a lăsat urme adânci și în sufletul ei. A terminat dreptul după ce a învățat să scrie cu mâna stângă. Nu și-a dat licența la timp, era vară și trebuia să se îmbrace subțire. O va da în februarie și visează că va putea să trăiască normal, atât cât se poate. Tocmai de aceea vrea să fie despăgubită și cere 1 milion de euro. Reprezintă o compensație, să spunem, rezonabilă pentru ceea ce se va întâmpla în viitor, pentru tot rău pe care îl va suporta fata asta în viitor. Că la un moment dat va trebui să am și o familie. Sunt multe lucruri, multe chestii casnice pe care eu nu le pot face. Judecătorii de la Tribunalul București i-au dat câștig de cauză în prima instanță, dar Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri a atacat decizia. Săptămâna viitoare, magistrații de la Curtea de Apel vor lua o hotărâre. Ultimul cuvânt îl vor avea însă judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri nu a putut fi contactată pentru o opinie. Între timp, drumul pe care Georgiana și-a pierdut mâna poate fi o capcană și pentru alții. Parapeții rupți sunt și acum la fel. În orașul